Ați dat enter la Spacebar, unde săptămâna servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii Zevraș. Cazul să mă dau mare cu un sponsor nou. Adică, na, ceva tot fac bine de încă îmi finanțează lumea alcoolismul cronic și dependența de poliadens. Dar chiar excited de sponsorul ăsta. Că o platformă ce te plătește pe tine să-i butonezi jocurile se potrivește cu Spacebar precum Micu și Berea sau George Martin și From Software. Da, exact asta e Wham. O aplicație ce spune tot felul de joace la dispoziție pe care trebuie numai să le încerci. 100% moca, BTV. Și dacă ești într-adevăr zeu al șoarecului, poți câștiga cripto la greu, plus all kind of goodies pe măsură ce devii tot mai bun. Old school arcade high scores meet actual money. Deci, în loc să te lauzi numai cu first place în lista de fraguri, Wham te chiar plătește pentru cât ești de bun. A dream come true pentru orice butonator cu neuronii pe on. Dar chiar dacă pare prea bridge ca să fie vero, Wham vine cu un palmares mega solid după un loc finalist la Mobile Game Awards, parteneriate cu Untold, Elrond și Ucluj, aia dacă nu te-o convins numărul VT fake de 4,8 milioane de player ce tocmai câștigă cash la greu, în timp ce tu privești cum un spirter semi-obez cochetează cu ciroza și diabetul zaharat. Deci închei cu un bine meritat mulțam echipei Wham pentru generozitatea ce menține dozatorul în stare funcțională. După ce retrospectiva consolelor mi-a trimis corzile vocale la urgență și ficat în programul Rabla, episodul ăsta stau mai chillax cu numai 3 trailere, urmate de un tir ușor în orbită. Că unul din ele e Niagara de fecale fumegânde pe nume Skull and Bones. Un joc pe care am tot evitat să descarc diarea verbală ca să nu repet ce-o zis literally tot internetul de când a prezentat Ubisoft bucachiul ăsta vizual în 2017. Deci, cel mai probabil o să atârn de candelabru înainte să ajung și la Gamer News. Dacă să nu încep episodul cu katana în spină, pun întâi pupila pe soul frame-ul Digital Extremes, că na, ăsta măcar nu mă face să sar sub săjata albastră după primul frame de trailer. Doar e scremut de făcătorii lui Warframe. Și chiar nu știu de ce n-am pus încă perfecțiunea asta PvE pe hard. Ok, știu, dar nu mai stau să enumăr toate cifrele de alcoolemie, că aici ne prindea 15 era glaciară. Dar cum Warframe menține constant un player base astronomic după aproape 10 fucking ani, think I'm gonna give it a shot atunci când Vermintide mi se pare prea narcoleptic. Că player base-ul respectiv încă îi laudă gameplay-ul super fast pace prin elementele parkour, multitudinea de misiuni și progression RPG, plus design-ul SF cu armuri ce fac platoșa lui Master Chef să pară Tampaxul lui Princess Peach. Dar cum fantasy-ul rămâne pita și untura mea, cel mai probabil o să-mi încep cu Soul Frame Odisea prin PvE-ul Digital Extremes, care acum o dau pe The Good Old Fairy Tale Tolkienist, cu un gameplay ce se vrea mai tacticos, environment mai open world, plezneli melee în detrimentul botomilor de la distanță, păstrând mecanicile multi și sistemele role-playing ce încă fac primul lor joc, Waterfucking Awesome. It began as song, pitched sweet and solemn. And they that heard came hollow, fallen. Știu, ăsta e momentul pentru cea mai evidentă poantă cu Kevin Spacey de când îl tot pomenesc pe cosmonautul ăsta anal. But I'm better than that. Ok, I'm not. Că e imposibil să nu mă întreb când i-o tapetat botezatul beciu de minori marinați. Nu de alta, dar intro-ul instant promite un setting în care nici Sauron nu s-ar lăsa pura de ei pe afară. Soundtrack-ul de exorcistul miți românii au talent, locații dezolante înnecate în cețuri ominous, clar cineva de la Digital Extremes a jucat prea mult Dark Souls în pauza de sarma și bine-o făcut. Că la cât de mișto o tunat world building-ul, design-ul nivelurilor, armelor și personajelor din Warframe, chiar e curios să văd cum aplică același skill grafic într-un setting dark fantasy pentru tot what's funny game of the... Oh, fuck, chiar era să-mi autoflambez limba. Nu prea vreau să văd cum o să lăptează nică pupăza. Doar trailerul deja m-a convins că nici să sugă creangă pe iote prin pâlnie n-ar screme așa bazmul lobotomist. Adică avem un RuPaul de Rivendell, un Elan salvamar cu prea mult rimel la îndemână și o vrabie ce funcționează ca țavă de cornete. Dar tocmai VTF-ismul premize mi-o ciulit Spider-Sense-ul de fumist fantasy. Chiar dacă pare scrisă de George Martin după o coafură stil Joe Pesci. Gotta give it credit că măcar încearcă să fie OG, diferențiindu-se de veșnicele clișee cu elfi, orci și subnutriți subterani în pană de verighete. Acum na, clar o să avem clasicele plezneli, șuțuieli și paloșe cât pentagonul în borneu de Uruk-hai fan Iron Maiden. Dar mi-e chiar gusta designul neogotic al minionilor. Ce amintește exact cum trebuie de Blasphemous, environment-urile pustii și dezolante cu danf puternic de Elden Ring, temele naturiste de Restoration asumate în descrierea trailerului și alte elemente ce contribuie la un setting grim-dark, pretty standard
standalone, în oceanul de generic role-playing fantasy games. Nice, un guguștiuc ce transformă minioni în sex doll-ul lui Brâncuș. Clar, un combat ce se ridică nisc ca kilometri, peste clasicele pleznel de paloșe din clasicele clone D&D. Gotta admit, dă bine la retine direcția slow pace și tacticoasă cu care Digital Extremes vrea să schimbe shooting-ul ranged super dinamic din primul lor joc. Chiar simți greutatea armelor prin impactul loviturilor și a clash-urilor ce fac să tremure fiecare fibră în protagonist. Movement-ul strategic pune accent pe positioning, cu focus pe strafes and dodges, în defavoarea parcursului alert din Warframe și cârlia supersonică promite magii ce reușesc atât să diversifice combatul melee, cât și să puște pe tema naturistă propusă de premiza. Nu știu când a scăpat Great Wolf Sif din Lesa, dar și dacă te-ai născut amu o secundă și crezi că Elden Ring e numai ceva upgrade a Biberon, e imposibil să nu observi influențele Souls-like ce blagostovesc fiecare pixel din trailer. Da, elementele fruity fresh pe parte de world design, NPC-urile VTF-ice și art style-ul atmosferic mă fac mult mai curios de Soulframe decât de 99% din RPG-urile fantasy recente. Și mai curios să văd cum se mulează combat-ul slow-paced pe mecanicile multice încă fac din Warframe one of the best PvE shooters ever și cum cel mai probabil o să meargă pe același sistem free-to-play, got nothing to lose and only awesomeness to win când apare în 2023. Aia, în caz că mai rămas timpan neperforat de romgleza mea inoxidabilă. Da, cazul să-mi perforez eu timpanele, retinele și orice organ intern pe care încă nu l-a transformat spiritul în răcitură cu skull and bones. În caz că n-ai auzit de jocul ăsta, de fapt ce vorbesc, și un butonator crescut de fungus între buci de balrog o auzit de ultimul epic fail din kilometrica listă a lui Ubisoft. Doar la cât l-a flegmat deja și internauții cu modem încărcat la roata de morsă, Cyberpunk e fucking Baldur's Gate pe lângă butoiul ăsta de hemoroizi necrozați. Până și Ubisoft știe cât o să candească jocul a Swamp as fermentat, când chiar developerii recunosc că nobody knew what the fuck they were doing, no one wants to admit they fucked up și alte citate ce le-ar face pe 50 Cent să roșească. Serios, când proprii developeri îmi fură mie poantele ca să descrie jocul, atunci știi că ceva e putred în fucking Singapore. Da, asta e altă chestie ce scaldă scale în bones în pisoarul internetului. Ubisoft îl scot mai mult din cauza că sforțați contractual de guvernul Singaporului. I don't know ce bullshit-uri politice s-au pățit pe acolo, ideea e că în schimb unor indemnizații baftane, Ubisoft s-a obligat să umple departamentul lor de acolo cu mai mulți angajați și să scoată IP-uri noi în următorii ani. Deci, da, fac obiectivele artistice sau scopul de a spune poveste mișto. Niște avocați ce-ți bat la ușă cu decizia de impunere îi motivația perfectă să scoți un joc. Jur, atâtea hibe a avut Skull and Bones în aproape 10 ani de development hell că o să las moștenire strănepoților să termine rantul ăsta. Dar toate-s detaliate chiar mișto în articolul lui Kotaku. Deci, dacă vreți să citiți telenovele gameriste ce fac Star Citizen să pară Starfield, merită să poposiți cu ploapa peste linkul din descriere. Că eu deja am scris 10 trilogii Lord of the Rings pentru segmentul ăsta și nici nu am dat play la trailer. Deci, without further bla bla. After surviving a shipwreck, you begin your adventure in St. Anne, one of the pirate dens in our world. Și care-i lumea aia? Yoshi Secret Island după ce a invadat Putin? Știu, ar trebui să las mai mult de un frame jumate înainte să pornesc robinetul de diaree verbală, dar, I know. Numai cadru cu ogrimarul lui Bomberman vine cu atâtea rebuturi că mi se refugiază pupila în fundul canului. De ce arată copacii ca dildeurile lui Donkey Kong? Cu texturi de Atari și frunziște Duck Hunt? Și din ce polistiren de Hyrule au fost construite cocioabele ce-ar face paint-ul să sară singur în recycle bin? Că am văzut culori mai detaliate pe o consolă Pong scoasă din priză. Și ce cârtiță a trei de Maxului s-o gândit să puște în așa hal luminile că face un fucking stâlp să lumineze ca făcăleți lui Darth Vader. Absolut genibilă grafica și am genit numai două cadre. Deci mă scuzați până mă duc să exorcizez pupila cu pârlitorul înainte să dau play mai departe. You'll be able to craft different ships, each with their own unique playstyle. At sea, you'll need to pay close attention to the condition of your ship and the morale of your crew. Your crew are a pack of vicious raiders and rovers who will mutiny against you. Dice, le-au mâncat Pac-Man toate fantomele? Nicum arată, de-alea bărbosul leceac scorbut la scrot, că n-am ginit așa character models mumificate de când s-a pus praful pe PS3. Cu mișcări atât de anchilozate că fac o cărămidă de Tetris să pară Kratos, contururi atât de angulare că pot deschide conserve cu borneu Jack Sparrow-urilor necrozați și nici nu mai critic expresiile de cupas catatonici ca să nu mă întreb ce Tamagotchi-si
filitic sotârât sub nasul lui Barbă Blue Screen numai ca să crape acolo. Nici nu mai insultă când zic că toate elementele grafice îs cu câteva generații în urmă. I'm literally stating the facts. Doar development-ul a început în HUBT 2013, când Skull and Bones se vroia un simplu DLC la Black Flag. Fai, Ubisoft, mai temperează-ți ambiția, ne-am prins cât de mult vrei să scoți jocul ăsta. A.K.A. pe cât de mult vreau să scot eu sau urma din esofag după 15 shot-uri de Jäger. Deci, nici măcar nu glumesc când zic că Skull and Bones chiar nu trebuia să existe. Nu doar din cauza graficii atât de last gen, că și un Game Boy ar bori înapoi, sau a gameplay-ului de Black Flag, minus toate chestiile ce fac Black Flag butonabil. Da, come on, who gives a fuck about pirates anymore? Adică trendul ăsta s-a gătat de când s-a trezit Johnny Depp cu găcat pe pernă. Deci, dincolo de grafică sau gameplay, și premiza e fumată până la chiștoc de câteva decenii, rezultând un joc pe care absolut nimeni nu-l vroia, incluzând effing studioul ce-l produce. Your reputation is everything, and our game tracks this through infamy. The higher your infamy, the more opportunities you'll get. One of the many ways to grow your infamy is to take up contracts. Sau să lucrezi la Ubisoft, când vine să le spânzuri toți angajați în piața publică și se atârni la intrarea în portul Someș ca lecție pentru toți developerii. Sfinte căcat subacvatic, credeam că Blizzard a pierdut contactul cu comunitatea cameristă. Dar Ubisoft e în complet altă galaxie, după ce interfața inexistentă a lui Elden Ring a făcut toți internauții să troleze UI-ul, inutil de încărcat din Assassin's Creed sau Far Cry, care în Bones se face că nu există Google sau Reddit ca să încarce gameplay-ul cu și mai multe stats-uri, texte, bări, texte sub bări, peste bări, între bări și cealaltă cam asultăuri de abecedar se pățesc pe acolo. Nicâte monstruozități textuale apar într-un singur frame de exploration. Loot, armor type, health bar, stamina bar, FFS, nici nu știam că o salupă poate avea stamina. Quest markers cu butoane ce te trimit la alte quest markers. După o singură geană peste cadrul ăla, am impresia că știu pe de rost toată bibliografia lui Sandra Brownhole. Strategize a plan of attack based on your opponent's defenses and take advantage of their weak points to deal more damage. Lasă-mă tu, Nistor narcoleptică. Singurul weak point a skidgeturilor 16 bits e shift delete cu care o să scufunde toți butonatorii Voma asta Dead on Arrival. Că dacă îi să ajung la miezul bubei, dincolo de pixeli randați, înainte să se inventeze roata, ai interfeței atât de încărcate că de-abia văd strop de gameplay sub toate straturile de text și alte mecanici, nu doar că n-au învățat nimic din evoluția joacelor open world, dar par să fi chiar mers în urmă câteva decenii. Skull and Bones pare un simplu grind fest în care nu mă farmez resurse, le pentru upgrades, rings and rebeat, până te întrebi dacă nu-ți petrești mai bine timpul liber prizând pioneze. Zero poveste, fuck all, orice context narrativ, a.k.a. toate chestiile ce încă fac Black Flag-ul din 2013 de un biliard de ori mai next gen ca clona asta cancerigenică. With the wind in your sails, journey to the furthest reaches of the Indian Ocean, from the coast of Africa to the East Indies. Oh, bine măcar că s-a oprit la un setting, chiar dacă settingul respectiv arată precum Mamaia după renovare stil Hiroshima. Adică la început vreau să-l placez în Caraibe, pe urmă într-o lume fantasy numită Hiperborea, ba vreau să-l fac un management sim la Sid Meier's Pirates, ba un session-based shooter la Rainbow Six Siege, numai că... cu bărci? Când l-au făcut survival games ala Rust sau Ark, ca pe urmă să dea reset la production și să meargă pe MMO gen Sea of Thieves, atâtea delay-uri, schimbări, restaffings and development hell issues au avut Skull and Bones, că nu-i doar Dead on Arrival, ci strânge muște de când i-a început Ubisoft producția ca simplu DLC Black Flag. Deci, da, citatul developerilor cu "Nobody knew what the fuck they were doing" rezumă cel mai bine situația. Și cum Ubisoft vrea să-l scoată numai ca să se spele pe mâini și să uite de existența lui, la fel fac și eu cu trailerul, că mai bine aș da cash pe utana e asistată decât pe falimentul ăsta futurist. Na, bun. După ce Ubisoft m-a făcut să-mi regândesc iar cariera de gamer și de respirator cu puls, cazul să-mi scot nervul optic de sub pat și să-i calmez urletele isterice cu un indie light-hearted și anume Yet Another Fantasy Tale. Da, chiar așa îi zice. Un titlu ce dă de înțeles că sub fațada de ARPG izometric se ascunde o parodie ce-și bate salamul suflecat de toate clișele genului. Recunosc. Chiar dacă îmi zici că jocul încearcă să ia la bășcău toate șabloanele fantasy, asta nu înseamnă că și iese șusta. Adică so far, singura chestie funny la trailer e cocaina cu care și-a încărcat Zamfir scula înainte să-i compună soundtrack-ul. Nu știu dacă jocul e de vină sau cine o randat trailerul are umorul unei pietre de mormânt, dar poantele-s mostly hit and miss. Și chiar dacă se încearcă pe alocuri un build-up cu textele ce se vor pastiloase, dar numai generice, punchline-ul se evaporă precum beșina în tornadă când văd că aluziile la alte opere fantasy îs urmate de exact fuck all element din respectivele opere fantasy.
Ok, trailere, înțeleg referința Lord of the Rings, dar nici să-mi storc cerebelul cu presa hidraulică, nu înțeleg care-i poanta acolo. Ce? Numai că protagonistul cufurește un power-up banal, după care continuă să căsăpească minioni ca în toate ARPG-urile ginite în ultimul mileniu. Pretty much, ăsta-i tot baiul trailerului. După o tentativă de build-up, în loc de punchline, avem clasicele șuțuieli repetitive pe care jocul ăsta ar trebui să le parodieze. Fără strop de umor, ceva atacuri funny sau mobi mai răsăriți ca veșnicii orcalăi, goblini, troli și alți mai danezi din fauna Dungeons and Dragons. Nope, same old fireballs, pleznel de satâr și loot farming fumat și pe vremea în care Blizzard nu nota în diaree de internaut. Deci, chiar dacă la început am zis că sub fațada de ARPG se pitește o parodie, pare să că de fapt sub fațada de parodie avem just another generic Diablo clone. Hai, no. Prin ce pisoarde Moria se ascunde punchline-ul la poanta aia? Noi fiul nu știu ce maestru al umorului. Dar și un repetent la creșa lui Chris Rock știe că parodie nu înseamnă numai să repeți mot-a-mo cuvinte din opera parodiată după care cântă greierii. Folosește fraza într-un context umoristic. Bagă o pastilă pe acolo. Fă-l pe protagonist să ceară trollului abonament RATB sau whatever the fuck. Orice mai bine ca un copy-paste urmat de aceleași eviscerări din Val, Helsing, Titan's Quest sau alte ARPG-uri de un biliard de ori mai bune, mai funny sau mai butonabile. Vai, trailere, las-o mai ușor cu poantele că n-am destule copci pentru diafragmă. Hai, no, vâtâfâi fanii la cadrele alea. Că dacă fiecare sinopsis al jocului n-ar încerca să mă convingă cu forța că ăsta e parodie, aș crede că o portat Blizzard Immortal și pe consola Rambo. Adică, na, grafica clar pare ceva scremut de Fun Labs România după ce l-a expirat licența PowerPoint, gameplay-ul e repetitiv, static și sacadat, fără fluiditatea combat-ului ce definește genul ăsta, deci umorul ar fi singura chestie ce-l putea salva de fosa septică. Și cum ăsta lipsește cu desăvârșire, avem numai un ARPG, cheap, fuserit, forgettable as fuck, într-un gen supra-saturat de titluri cu mult mai multe A-uri în coadă. Gata cu trailerele. Și chiar dacă Skull and Bones încă îmi periclitează poziția micului dejun în sistemul digestiv, încerc să mai țin mămăliga în intestinul gros pentru Gamer News. Recunosc, am crezut că un sequel la ultimul Mortal Kombat e mai puțin probabil ca un Danny Mocanu capabil să numere până la 2. Dar pare să că Simon McCade își plantează iar bucile în tronul de regizor pentru MK Part 5. Don't get me wrong, prima parte nu a fost chiar ultima lepră vizuală când a delectat nervul nostalgic în 2021. Probabil singura adaptare filmică. Și-a păstrat tonele de hemoglobină și gorul caracteristic jocurilor clasice, cu fatalități coregrafiate într-adevăr mișto. Ce chiar dacă nu se ridică la nivelul unui raid, tot îți nisca kilometri peste multe alte action kung fu movies recente și câțiva ani lumină peste orice Mortal Kombat de marele ecran. Păcat că povestea pare scrisă de cel mai dislexic devorator de aracet din grupa pregătitoare. Atât de cornică face Resident Evil Welcome to Raccoon City să pară scris de Shakespeare, cu poante atât de cringy că dai în febră musculară la sphincter după prima replică. Kano what? Kano, none of your fucking business! Personaje cu dimensiunile unei cori A4 și conflicte cu complexitatea unui meci de fripte la secția de ortopedie. Un film ce se înscrie cu brioșe în categoria tolerabil, numai pentru fanii dedicați, capabili să-și pună cerebelul pe sleep mode ca să dea în supradoză nostalgică când aud un Get over here! Noroc că-s membru onorific în grupul veteranilor de sări Super Nintendo 90-iste, deci dacă și sequel-ul îmi prezintă personaje pe care le știu din uter, decapitate cu toate electrocasnicele Atex-ului, îs dispus să îi omit lipsurile narrative dacă îmi dă un blast to the past la fel de testosteronic. Din câte se pare, nu toate studiourile își fistuiesc propriile francize cu un dildău de microtransacții în pur stil Blizzard. Și developeri ca Mojang demonstrează că foamea de bani nu a ajuns chiar la cote pandemice în industria gamingului. Recent au anunțat că Minecraft arată mumu NFT-urilor sau oricărei forme de blockchain technology. Și chiar dacă nu zis pe față că NFT-urile sunt varianta virtuală a unei alba neagră, răspunsul lor, mult mai diplomatic, e just as satisfying. Pe motiv că scopul lui Minecraft de a fi open and inclusive se bate cap în cap cu exclusivismul NFT-urilor, Mojang o banat toate gacha bullshit-urile astea de pe orice server, aplicație adițională sau third-party content. Acum nu mai stau să flegmez NFT-urile, pentru că A, deja am făcut-o până mi-am pus pe zero stocul de fecale verbale, and B, mulți alți internauți reușesc să le critique fără să le afecteze damigena de monadicția. Dar tot e nice să văd că mai există studiouri ce nu au integritatea unei vedete porno pentru scatofili, deci ridic halba de
oxigen în cinstea lui Mojang, că încă își tratează fanii ca fani și nu ca bancomate bipede. Știu, știu. Chiar dacă n-am mai pomenit joacele Moca de când avea Iliescu plete, noi face chiar ultima împărtășanie rubricii astea. Deci cu moartea pe Martical, când rezurectezi fucking finally mult așteptatele de ăia trei fani ce încă-mi tolerează delirium tremensul. Jocuri Moca! Ca, ca. Nu știu ce capră miotonică matusalemic a pornit trendul de simulatoare, dar după simuri de construit PC-uri, încărcat camioane, condus camioane și alte quest-uri pentru necalificați, acum Epic pune free un simulator de tuns gazoane pentru... nu știu, limac și reumatici ce dau un infarct la bolunzenile din Goat Simulator. Știu, titlul poate părea mai banal ca trasul apei. Ce, atât. Dacă vreți un punchline, căutați-l în Yet Another Fantasy Title. Acum, na, probabil îți poți customiza tondeza, farma skill points, completa formularul ajutorul de șomaj. Fuck knows că n-am jucat chiar atâtea meciuri de solitaire ca să mi se pară alert un fucking simulator de tuns leușteanu. Dar dacă consider Minesweeper Survival Horror și vrei ceva atât de chillax că o să-ți transforme tastatura în My Pillow, nu o să-ți plângă portofelul dacă ciordești Lawn Mowing Simulator cât e Moca între 28 iulie și 4 august. Și cu asta am dat quit la Spacebar episode 52, până la următorul vă zic GG, well played și spor la format fraguri.